Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri locale, pentru cine veți vota la funcția de primar general? Deci, repetă, mă spune că aceasta a fost o întrebare deschisă. Și uitați-vă, cei mai mulți au, spun că au optat pentru Dorin Chirtoabe, circa 29%. Pentru Igor Dodon, 22% ar vota. Pentru Vladimir Voronin sau candidatul PCRM, 10%. Eu ce vreau să spun, că dumneavoastră știți că, iată, nu era greu, că erau foarte, foarte multe persoane au fost numite și trebuia să grupăm aceste răspunderi și dacă spuneau, de exemplu, Vladimir Voronin, Violeta Ivanov, eu știu ce acolo mai erau, care de la comuniști erau propuși, sau candidatul PCRM. Deci noi, iată, i-am adunat toți împreună, adică, anume, i-am grupat pe partide. Și iată, vedeți că Vladimir Voronin cu candidatul nu întrec 60%. 9% era acumulat Zinaida Greceanu acum la postul de primar general, dar ne-ați observat, uitați, 9% și Igor Dodon 22%, adică dacă asumăm aceste procente, deja partidul candidatul socialiștilor ar depăși candidatul Partidului Liberal.